Când oamenii se gândesc la rechini, ei își imaginează adesea un mare alb sau un rechin ciocan, dar acești prădători populari reprezintă o proporție foarte mică din diversitatea globală a acestora. Există peste 520 de specii de rechini, dintre care o cincime au fost găsite în ultimul deceniu. Probabil că nu ați auzit niciodată de rechinul bucătar sau de rechinul din Groenlanda, care locuiește în Arctica, dar asta nu înseamnă că aceste creaturi nu sunt demne de atenția noastră. Nu numai că rechinii sunt frumoși, fotograful Brian Scarry îi numește un amestec de grație și putere care mă atrage în ocean din când în când. Potrivit unor estimări, 100 de milioane de rechini dintr-o varietate de specii sunt uciși anual, mai ales pentru a alimenta cererea Chinei de supă cu aripioare de rechin, spun oamenii de știință. Din punct de vedere istoric, majoritatea aripioarelor s-au dus în sudul Chinei, unde supa e un fel de mâncare populară de nuntă. Așadar, iată 12 rechini rari, de care nu ai auzit niciodată. Rechinul Bondhead. Acest rechin are ceva ce nu are niciun altul, pofta de verdeață. Oamenii de știință au descoperit recent că iarba de mare poate constitui până la 50% din dieta acestui rechin. Acesta e cel mai mic membru al familiei rechinilor ciocan și singurul cu un cap rotunjit în formă de pică. Acești pești trăiesc în mări și estuare, puțin adânci de-a lungul coastelor Americii de Nord și de Sud. Rechinul din Groenlanda. Acest pește are cea mai lungă durată de viață dintre toate vertebratele, estimată între 300 și 500 de ani. Rechinii din Groenlanda se găsesc în oceanele Atlanticului de Nord și Arctic, unde își petrec cea mai mare parte a vieții în întuneric, folosindu-și simțul acut al mirosului pentru a elimina carcasele de pe fundul mării. Acești locuitori din adâncime au niveluri ridicate de trimetilamină enoxid în țesuturile lor, care le permite să reziste presiunii imense a adâncurilor. Unul dintre cei mai mari și mai liniștiți pești din mare, rechinul, are dimensiuni similare cu un mare alb, având o lungime medie de 7 metri și cântărind o tonă. Rechinul Megamouth. Se știe puțin despre acești rechini, deoarece oamenii de știință au avut puține ocazii să-i studieze. Mai puțin de 100 de exemplare au fost observate de la descoperirea speciei în 1976. Se crede că aceste creaturi evazive locuiesc în cele mai adânci colțuri ale tuturor celor 5 oceane și se hrănesc exclusiv cu plancton. Cel mai mare rechin, Megamouth, observat vreodată a fost un mascul de 6 metri, cu toate acestea femelele sunt considerate a fi mai mari decât masculii. Rechinii Megamouth mascul nu ating maturitatea până când nu au o lungime de 4 metri și jumătate, în timp ce femelele nu se maturizează până când nu au lungime de 5 metri și jumătate, potrivit Muzeului de Istorie Naturală din Florida. Rechinul înțepător. Aspectul rechinului înțepător e la fel de ciudat ca și numele său. Acest rechin încăpățânat nu are o aripă pe spate, dar are două aripioare dorsale poziționate aproape de capătul cozii sale. Rechinul, numit în mod adecvat, e acoperit cu denticule dermice ascuțite sau solzi de rechin, care ies din pielea sa ca niște spini pe o tulpină de trandafir. Rechinii înțepători pot fi găsiți în multe părți ale Oceanului Pacific, inclusiv în Japonia, Taiwan și coasta de vest a SUA. Chiar dacă acești rechini trăiesc la zeci, uneori la sute de metri sub suprafață, pescuitul industrializat reprezintă în continuare o amenințare pentru supraviețuirea lor. Flotele de pescuit în adâncime prind și ucid frecvent rechini înțepători. Rechinul zebră. E posibil ca rechinul zebră să nu fie cel mai rapid sau mai inteligent rechin, dar e probabil unul din cei mai drăguți. Rechinii zebră se nasc cu benzi maroni și albe care seamănă ușor cu cele ale omonimului său. Odată ce ajung la maturitate, dungile sunt înlocuite cu pete maroni. Crescând până la aproximativ 3 metri lungime, rechinii zebră se hrănesc în principal cu moluște pe care le preiau din scoici folosind gurile lor musculare. Rechinul Shortfin Mako. Acesta e cel mai rapid rechin din lume. Pe scurt, Mako poate atinge viteze de până la 74 km pe oră. Rechinii Mako, care locuiesc în mări temperate și tropicale din întreaga lume, își folosesc viteza pentru a lovi tonul, peștele spadă, calamarul și alți rechini. Mako își folosește dinții zimțați pentru a sfârma aripioarele victimelor, astfel încât să nu poată nota. Rechinii Mako sunt de asemenea cu sânge cald, o trăsătură rară în rândul rechinilor. Acest lucru le permite să se aventureze în adâncimi și latitudini mult prea reci pentru alți rechini. Dar specia nu poate scăpa de pescuitul sportiv și comercial, ceea ce a făcut-o din ce în ce mai rară și a clasificat-o ca fiind vulnerabilă la dispariție de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii. În fiecare an, mii de astfel de rechini sunt prinși pe uneltele de pescuit care erau destinate să prindă o altă specie. Rechinul Goblin. Aceștia sunt uneori numiți fosile vii, deoarece sunt singurii membri ai familiei
Mitsukurina, care au supraviețuit și datează de acum 125 milioane de ani. Sunt unii dintre rechinii cu aspect mai ciudat și variază în culori. Unii rechini goblin sunt transluciți până la un punct în care capilarele lor pot fi văzute. Când prada lor nu este la îndemână, maxilarul poate ieși rapid și se poate extinde până la capătul botului, permițându-le să-și prindă prada. Rechinii goblin își pot deschide gura la unghi de 111 grade. Rechinul Basking. Acest rechin e considerat al doilea pește ca mărime din lume. Adulții pot crește între 6 și 8 metri lungime, iar gurile lor se pot deschide până la 1 metru lățime. La fel ca rechinul Megamouth, acești uriași mănâncă doar lucruri mici, cum ar fi planctonul și nevertebratele mici. Din această cauză nu trebuie să vâneze pradă. În schimb, când se hrănesc, înoată cu gura deschisă pentru a prinde orice în cale. Rechinul Gulerat. E una din cele mai primitive specii existente în prezent. Rechinul a fost denumit după cele 6 perechi de branhii ce se află sub gâtul său și formează un fel de guler. Cea mai ciudată caracteristică a rechinului e reprezentată de fălcile sale ce conțin 300 de mici dinți alungiți ce sunt dispuși pe 25 de rânduri. Deși se găsește rare ori în apropierea suprafeței apelor, uneori acesta e întâlnit și la adâncimi de 40-200 de metri, unde se hrănește cu calamari și o varietate de pești, inclusiv alți rechini. Specia a fost regăsită în zone precum Scoția, Irlanda, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, California, Chile, Namibia și Norvegia. Din cauza perioadei prelungite de gestație și a reproducerii rare, rechinul cu guler ar putea fi în pericol de dispariție. Rechinul Trabuc. În ciuda faptului că rare ori ajunge la o dimensiune mai mare de 50 de centimetri, rechinul ce are forma unui trabuc e considerat unul din cei mai periculoși prădători de pe pământ. Spre deosebire de alți prădători, rechinii trabuc nu își ucid prada, ci acesta folosește viteza altor pești pentru a smulge o bucată din prada de dimensiunile unei mingi de golf. Stilul în care se hrănește îi permite rechinului trabuc să atace și animale mai mari decât el, inclusiv foci, balene și alți rechini. Datorită aspectului diferit al mușcăturii speciei de rechin, cercetătorii au putut observa regimul alimentar al animalului. Aceste urme au fost observate și pe submarine nucleare sau chiar pe sonare subacvatice. De obicei, rechinul trabuc își petrece timpul ziua la adâncimi de 1000 de metri și migrează către suprafața apei noaptea pentru a vâna. Specia se găsește în zone precum Angola, Africa de Sud, Noua Guinee, Noua Zeelandă, Japonia, Hawaii, Australia sau Bahamas. Angel's Shark. E un rechin cu adevărat rar și aparte. A trăit în apele de coastă din Europa de Vest și Africa de Nord de mii de ani, iar populațiile erau din abundență. Autorii și medicii greci antici, cum ar fi Aristotel și Diphilus, precum și autorul roman antic Pliniu cel Bătrân, au menționat acest rechin în lucrările lor, menționând atracția cărnii sale ca sursă de hrană și utilitatea pielii sale ca mijloc de lustruire a fildeșului și a lemnului. În următorii 2000 de ani, acesta a rămas o sursă populară de carne, făină de pește și ulei de ficat de rechin în toată Europa. Din păcate, cererea ridicată de carne a acestuia a dus la pescuitul excesiv care a decimat populațiile. Acești rechini au de asemenea rate reduse de reproducere și sunt adesea prinși accidental în plasele de pescuit drept capturi accidentale, ceea ce a contribuit în plus la scăderea populației. În ultimii 45 de ani se estimează că populațiile globale de Angel Shark au scăzut cu 80-90%. Mai mult, specia se crede că a dispărut în Marea Mediterană de Nord, precum și în Marea Nordului, două zone care găzduiau odinioară populații abundente. Azi, e considerat ca fiind pe cale de dispariție critică, dar se fac eforturi pentru conservarea speciei. În 2008, guvernul britanic a făcut ilegală capturarea acestora în apele din jurul Angliei și Țării Galilor. Curând după aceea, în 2010, UE a făcut ilegală capturarea rechinilor în apele de coastă ale oricărei țări membre, iar în 2011, capturarea Angel Shark în Marea Mediterană a devenit de asemenea ilegală. Cu toate astea, în ciuda acestor eforturi, populațiile rămân în continuare extrem de scăzute. Rechin cu dinți de suliță. Acesta e unul din cele mai rare specii de rechin de pe pământ, întâlnită doar în mările tropicale din Noua Guinee și nordul Australiei. Rechinul cu dinți de suliță nu e vizat de pescuit pentru carne sau aripioare, dar poate fi prins accidental în plasele de pescuit ca o captură accidentală. Datorită numărului redus de populație și a habitatului său sever restricționat, cea mai mare amenințare pentru această specie e degradarea habitatului. Poluarea cauzată de deșeurile toxice provenite din exploatările miniere este deosebit de periculoasă pentru supraviețuirea speciei. Rechinul e considerat pe cale de dispariție, iar eforturile de conservare a speciei au fost minime. E protejat în Australia, dar niciun program de gestionare nu a fost implementat încă. Mai mult, guvernul Papua Noua Guinee nu a stabilit reglementări pentru a proteja specia. Dintre toți acești rechini mai mari sau mai mici prezenți în acest clip, care ți s-a părut cel mai înfricoșător? Spune-ne în comentarii!
Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!